lider care are, domnule, gata, am făcut toți bravo până aici, după aia o să dea chestia asta de saturație tuturor lor de desubt. Nu există chestia asta, că ți-ai împământat compania. Prima vânzare a vieții mele a fost că eu culegeam flori de tei în sezonul teilor și mergeam la persoanele mai în vârstă cu pungi, cred că aveam, nu știu, 7-8 ani, cred că aia era vârsta, dar monetizam. Am fost în Anglia 2-3 luni așa și am spălat vase la un restaurant. Și cât de mult a contat pentru mine experiența aia atunci, cât te știu eu. Deci eu n-am o zi de Horeca în mine. Adică să mă duc la școli, eu n-am școală de bucătar, școală de nimic, de management, eu n-am niciun fel de școală. Deci ai lucrat în Anglia pentru practica asta. Da, având calitățile de lider, am putut să strâng foarte mulți oameni ușor pe lângă mine. Câți ani aveai atunci? Aveam 20 de ani. La 20 de ani ai ajuns șef de departament? Cel mai bun în viață e echilibru. Da? Pe mine, la vârsta aia, m-au lovit niște bani extraordinar de mulți. Sună mult, da? Dar eu câștigam 100.000 de lei atunci, la 20 de ani. Făceam și ceva neortodox și acum o zic că și puțin de Caterin, că toți care lucreau în... pe care îi aduceam, să zicem, de la unii și lucrau, să zicem, lucrau, îmi plăteau și mie, out of the record, 10%. Papa, ca anchetă mare, nebunii, trebuia să dea exemplu. Nu conta că eu eram cel mai bun vânzător, ca cifre. Asta e și chestia. Deci eu rupeam, le aduceam contracte cu duiumul. Ei nu puteau să tolereze un furt în cadrul companiei. Eu în răstimpul ăsta, în 3-4 luni de zile, n-aveam, eu nu strângeam bani. Eu nu știam ce înseamnă strângi bani. Că făceam un miliard, cheltuiam 1.200.000, poate mai aveam și 200 de datorii. Da? Eram sătul de bambu, de haine, de orice, de la vârsta aia. Când consider că atunci trebuie să le faci pe toate. Fii atent, în urma minimei mele promovări, că ce poți face în 2 săptămâni cu no name, mă sună Antena 1. Mă sună Antena 1, bună ziua, bună ziua, felicitări pentru afaceri, am zis că aveți fermă de raci, mulțumesc frumos. Pac, dar putem să venim și noi la fermă să filmăm? Hâți! Doamnă, puteți veni, dar ați plecat din țară. Și săptămâna viitoare, într-una din zile, vă anunț eu când pot. Când pac, bă, trebuie să-mi fac rost de așa, să fac rost de o baltă, în capul meu, în secunda aia mea, trebuie să fac rost de o baltă, care să aibă raci în ea, care proprietarul să accepte să zică că e fermă de raci, care zică că am și o treabă cu ferma aia de raci. Unul din clienți, directorul de achiziții pe pește pe astea de la Carrefour, România. Tu mi-ai raci? Da, am raci. Eu jucam numai la mare, că am raci, nu puteam să-i țin. Tu dacă mă înjuri și mă înjură și care nu mă afectează, zero. Dar știu când e o nedreptate asupra mea, aia da, mă afectează. Câți angajați ai acum? În jur 300. 300 de angajați. Da. Și ce cifre ai? Dragilor, vă salut și bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vă invit să dați un subscribe chiar acum. După cum știți, aici la Mandachi Educast vorbim despre educație, motivație, inspirație și exemplu personal. Astăzi am un invitat special, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România. Pescobar, binevenit! Îți mulțumesc frumos pentru invitație și pentru această introducere. Cum ai devenit cel mai faimos proprietar de restaurant din România? E mult spus, eu încă mă ancorez în realitate și sunt un băiat cu picioarele pe pământ, dar totuși am ajuns să fiu popular în urma unei munci asidue de cam 14 ani de zile, cred că sunt de acum, în care am început să făuresc așa la visul meu de cum ar trebui să înceapă oricine, de foarte de jos. Ești moldovean? Sunt moldovean Sadea. Și de, unde, de unde? Dar ți-ai mai pierdut din accent. Născut la Focșani, acum de față cu tine, că m-ai chemat la podcastul ăsta, dar în rest nu. În revin pe parcurs. Te rog. Da, în Focșani m-am născut, am stat doar 2 ani acolo, m-am naturalizat în Tecuci, am stat până la 13 ani acolo, după care am plecat la Onești, că acolo era, de acolo plecase familia mea. Tatăl meu fiind aviator și de-aia mutările astea între unități, unde era unitate, îl muta și pe el. Bun, și după care clasa 9 am făcut-o la București, a 10 la Bacău, am cochetat un pic cu fotbalul, sunt și un fotbalist ratat în palmaresul meu din trecut. Și după care de la Onești am plecat la facultate ca orice. Bun, cum ai făcut pasul către antreprenoriat? Pentru că ți iese, realmente ți iese. Ai o capacitate, ai un talent pe care vreau să-l împarți cu toți cei care ne urmăresc. Spune-ne rețeta pe scurt și după aia o dezvoltăm. Rețeta pe scurt. Da, știu că nu există rețeta pe scurt într-un parcurs de 14 ani. Dar da, nu știu, rețeta pe scurt, adică antreprenor și devii, dar te și naști. Da, în antreprenor clar trebuie să fii lider. Când ești antreprenor trebuie să ai calități de lider. Astea nu prea te învață nimeni dacă nu-ți
survin. Adică e prea greu. Da? Sau poți să fii antreprenor de unul singur, că mai există și genul ăsta de antreprenoriat, în care nu trebuie să conduci pe nimeni și ești propriul tău challenge și propriul tău lider. Da? Deci unul trebuie să fii lider ca să ajungi la antreprenor. Clar, trebuie să fii ca să te numești antreprenor. Cum ai început? Spune-mi de la început, când ai făcut primul pas? Când am făcut primul... În antreprenoriat. Că la un moment dat deci primul, primul pas cel mai mic este că am avut, să zicem, spiritul ăsta de a-mi dori mai mult odată, da? De când eram foarte mic, da? Adică culegeam... Asta era prima vânzare. Mă gândeam, prima vânzare a vieții mele a fost că eu culegeam flori de tei în sezonul teilor și mergeam la persoanele mai în vârstă cu pungi, cred că aveam, nu știu, 7-8 ani, cred că aia era vârsta, da? Monetizam, făceam bani, da? Ăla a fost primul. După, în liceu, mergeam întotdeauna, a trebuit să fac și ceva, nu că n-am avut de acasă. Tata aviator, mama contabil, am avut un trai decent, da? Dar întotdeauna mi-am dorit mai mult decât condiția ce mi-o puteau oferi ai mei. Da? Și mergeau, erau în jurul Bacăului, Oneștiul, în județul așa, erau târguri ale de-astea cu haine second hand. Și printre alea mergeam, mai eram cu unul și luam brandurile din ele. Pac, și cum era, veneam la oraș și vendeam Adidas, Nike, că nu erau, nici acum nu sunt prea multe reprezentanțe, sau Bucureștiul era prea departe atunci, vorbind de 20 ceva de ani. Ei, ăștia au fost banii făcuți prin liceu. După care l-a ajuns la București, m-am angajat ca agent de vânzări, servicii telecomunicații la RDS. Ei fiind într-o expansiune totală de cucerire a pieței, am avansat foarte ușor având nevoie de supervizor și în urma vânzărilor avute m-am făcut supervizor. Primul meu salariu a fost 1700 de lei, al doilea cred că vreo 2700 sau 4000, ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact. Da? Bani, deja 4000 de lei erau bănuți, erau ok. Da? M-au făcut supervisor. Ei, atunci în perioada aia, ca să scurt-circuitez, între 20 și 25 de ani, eu am supervizat echipe de vânzări, servicii, telecomunicații. Am avut până la 150 de oameni în subordine. Da, în cât, adică timp, în cât timp ai avansat? În două luni am avansat. Cum, în două luni din agent clasic? Din agent clasic în supervisor și prima grupă a fost de 6 oameni. Deci eram de toți 30, am fost în incipitul dezvoltării, a fost acolo între pionerii proiectului RDS. Da? Asta a fost, să zicem, trenul în care eu m-am urcat la momentul ăla. Da? Știi cum? Timing-ul. Că așa e și cu relațiile astea. Deci trebuie să fii și timing-ul. Degeaba te potrivi dacă n-ai timing-ul. Eu m-am și potrivit stilul meu de a vinde și de a vorbi odată și cu timing-ul, da, mă oferi RDS-ul, trenul în care să eu nu l-am ratat. Da? Și aici vine o perioadă interesantă, foarte interesantă. Nu mulți o știu, dar acum, adică o știu doar oamenii cu care am lucrat atunci. O știu șefii mei, care nu erau prea mulți, că eu mă subordonam direct directorului de vânzări, pe care îl cheamă Ovidiu Ghiman și îl salut, că și acum suntem prieteni. Și eu eram pentru ei, în momentul ăla, să zicem așa, liderul trupei de gherilă. Adică eu am putut să strâng pe lângă mine foarte mulți, având calitățile de lider, am putut să strâng foarte mulți oameni ușor pe lângă mine. Câți ani aveai atunci? Aveam 20 de ani. La 20 de ani ai ajuns șef de departament? 20 de ani, da, erau 6 grupe pe București, eu eram liderul uneia. Și a mea vândea și cel mai mult, da, la 20 de ani, da. Dar nu mai dictam eu nimic, eu am învățat, adică am avut flair-ul ăsta, că dacă adun oameni, ei îmi cereau doar cifre, adică vânzări, da, și eu până mulți oameni care erau comisionați per contract, per serviciu vândut, eu având mulți oameni, cifrele mele erau impresionant. Și aveam de toate. Aveam mașină de servicii, aveam aia. Plus, aveam 10% din total sumă comisionată către toți agenții mei, ceea ce însemna nu mult. Extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Și aici vine, să zicem așa, învățătură și reversul medaliei. Că unele lucruri cel mai bun în viață e echilibru. Da? Pe mine, la vârsta aia, m-au lovit niște bani extraordinar de mulți. Da, adică, uite, nu exact, sună mult, da? Dar eu câștigam 100.000 de lei atunci, la 20, că făceam și ceva neortodox și acum o zic că e și puțin de Caterin, că toți care lucrau pe care îi aduceam, să zicem, de la unii și lucrau, să zicem, lucrau, îmi plăteau și mie, out of the record, 10%. Eu luam 3, 4, 500 de milioane de la companie, pentru că suma total comisionată, să zicem, că era 4 miliarde, era nimic de la 100 de oameni, câștigau câte 40 de milioane. Dar per total erau un cumă și mi-i dădeau 10%. Așa era grila lor, pentru că aveau, fiind fond de investiție, aveau bani foarte mult, vreau să acapareze piața foarte repede. Bun, dar ce zic eu?
Că la mine a fost și în tot timpul ăsta și băgau training-uri pe noi. Eu învățam și foarte mult. Vânzări, adică m-a ajutat să-mi... Te-ai șlefuit mult. Da, m-am șlefuit mult, da, să-mi fac niște skill-uri, poate erau native, dar am băgat în mine vânzări și training-uri la greu. Și le prinzi. Le prinzi, te duci mult în teren, vorbești mult cu oamenii, adică eu știu. Și după București, că asta e mai interesant, după vânzările în București, ne-au trimiteau în țară. Eram trupa de gherilă de deschidere orașe. Da, adică, nu știu, și la Suceava, de fapt la Suceava, uite, cred că n-am fost. Pe Moldova mai puțin, în rest toată țara. De fapt am fost la Iași, am fost la Bacău, am fost la Roma, la Pașcani, le-am tot. Defrișam orașele, că noi vedeam cu fibră optică, în niște orașe care erau îmbătrânite, primeau servicii Rom Telecom. Adică rupeam tot și vânzarea era făcut bună ziua, a venit fibră optică. Da, buletinul. Asta era vânzarea. Pa, 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 cum și servicii foarte bine plătite. În fine, am avut viață frumoasă să pleci cu 150 de oameni, să te duci să închiriezi un hotel întreg, să stai 150 de oameni acolo și să și muncești, să și viață, să și să te și distrezi și de toate. Ce ai învățat cel mai important din vânzări atunci? Din vânzări? Da. Ce te-a făcut un vânzător bun? Ce te-a făcut un vânzător și mai bun ulterior? Banii. Faptul că primeai, da, bani. Da, faptul atunci la vârsta adică aia, te motiva enorm. Faptul că eram, da, făceam o grămadă de bani, o gălăgie de bani. Și pe mine motivam la fel să îi pun pe agent să vândă cât mai mult și la fel. Care nu vindeai, mai trimiteam acasă, adică dădeai și exemple. Un lider trebuie să poată să dea și exemple că, bă, nu-ți faci treaba, oricâtă caterinca ar fi, ok, suntem toți plecați de aici, eu sunt tata, mama vostru, că trebuie să am grijă de voi. Mai trimiteai și pe unul acasă să dai ca exemplu, care chiar nu-și făcea treaba și care deraia. Adică și asta e puterea de a lua decizii în sânul companiei, oricât de, na, e o decizie bărbătească. Da, dar motivarea era, nu neapărat din know-how, eu nu-l conștientizam, că eram prea mic și delirul banilor din perioada aia nu mă mai făceau pe mine să vai cât învăț eu, ce, eu nu aveam chestii de genul ăsta, de prea corporate, eu n-am fost niciodată, nu sunt nici acum, da? Deci lucrai în corporații? Eu lucram în corporații, dar eram... Păi și procedurile eram trupă, nu, era proceduri, erau cu proceduri, erau cifrele, eu dădeam către Ovidiu Ghiman seara un mesaj, servicii CATV, 1700 nu știu ce, tot alea, pa. Eu conștientizam acum, oricâți bani am făcut, oricum am vândut ieftin rău de tot, eu nu știam. Și luam bani, erau bani pentru cinci, sunt bani și acum banii ăia de atunci. Dar eu ce am făcut, nu exagerez, cred că am făcut, dar nu exagerez, cred că am făcut milioane de contracte. Nu exagerez. Cu ajutorul oamenilor mei. Dacă adică zic milioane, România eu cu când zic RDS. Milioane de contracte, eu nu exagerez, că eu știu ce înseamnă cifre, da? Milioane. 1, 2, 3, de la 1 în sus înseamnă mai multe milioane. Am ai terminat în vânzări. De ce ai plecat? De ce ai plecat de acolo? Eu n-am plecat, am fost dat afară. Recunosc că am fost un tip întotdeauna prea ortodox, așa, dar am fost dat afară. Eu am fost un speculant de situație. S-a aflat. Nu, deci fii atent cum a fost. Am terminat-o cu RDS-ul, dar aici e mult de... Adică e, nu că e mult de povestit. Ei dădeau... După aia au început cu Digimobil. Hai că zic, în două minute zic tot. Ei au început cu telefonia cu Digimobil, da? La fel, RDS-ul vrea să răspândească toate telefoanele astea la toată lumea. Le dădeau nouă să dăm cu titlul gratuit, telefon mobil, tuturor celor ce i-a însemnat înainte și au cablu TV în casă. Deci eu veneam, tu dacă ți-am pus cablu de la așa, veneam la ușă, îți băteam, bam, 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 bună ziua, cadou de la RDS. Și ce-i, domnule, că n-am cerut nimic, domnule, e cadou. Și ți-l dădeam cu japcă în casă, telefonul. Cu cartelă în el, cu aia, cu tot ce trebuie, decodat, te apucai și sunai unde vrei, da? Noi aveam și listele, toate listele erau cu toate datele omului, știi? Normal că unii din miile astea de contracte, care, și mie, ca și cifre, îmi dădeau 3.000 de telefoane pe zi și o seară aduceam 3.000 de contracte. Pe 100 de oameni erau 30 de bătăi la ușă, era nimic. Deci așa se semna un contract, îi dădeai la om telefonul, beneficiu și după aceea îi semnezi contractul. Da, îi dădeai și da, trebuia să semnezi contractul, da, îl semnai, da, domnule, ți-am dat ăsta, trebuie să-l semnăm, că ți-am act adițional, era act adițional la contractul bază CATV, pac, act adițional, că ți-am dat și telefonia la cunoștință, pac, l-ai luat, da? Ei, în toată degringolada asta, unii furau telefon. O grămadă și în toată țara, au fost cazuri furat telefon. Ei, vine la o doamnă mai în vârstă, după 3-4 luni de zile, vine o factură, 70 ceva de milioane. Săraca nici n-a primit telefonul. I-a venit factura acasă, știi? Că l-a furat, l-a luat unul, i-a completat, că avea datele, i-a completat telefonul, a vorbit la telefon 3 luni, 4 luni, ce-a făcut, ce nu știu, și ăla era din grupul de la mine. Codul, cât fiecare avea cod de agent.
Și mă sună domn director general, pe care îl salutăm și acum, domn Bendei, îl sunt pe Ovidiu Ghiman, papa, ca anchetă mare, nebunii, trebuia să dea exemplu. Nu conta că eu eram cel mai bun vânzător ca cifre. Asta e și chestie. Deci eu rupeam, le aduceam contracte cu duiumul. Ei nu puteau să tolereze un furt în cadrul companiei. Și mă sună, fii atent, că asta e mișto. Mă invită la dânsul în birou. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Dar tu unde stai? Păi pe Mircea Vodă. Dar cât plătești? Cu chirii, nu? Da, cu chirii. Cât plătești chirii? 500 de euro pe lună. Era mult, 500 de euro îți plătești acum, nu știu. Aveam un apartament închiriat la un fotbalist, în fine. Dar ce mașină ai? Aici aveam vreo 23 de ani deja. Ce mașină ai? BMW. De care? Seria 5. E nou? Nou. De unde ai bani? Păi mă plătiți de 3 ani de zile cu 400-500 de milioane pe lună. Am strâns și eu. Na. A, da? Dar știi ce te-am chemat aici? Bă, nu ies, că am auzit că să... Bun. Ești acuzat că ai instaurat o grupare mafiotă în cadrul RCSRD, în care luați telefoane, le vindeți, le faceți, unii luau telefoane și le vindeau la alții, decodate, la mafioți, să vorbească toate prostii, la toată lumea, știi? Și mi-a explicat, dom'le, ne dați 3.000 de telefoane fără proces verbal, eu le dau la 100 de oameni. Le dau fără proces verbal, mi-i vin niște contracte înapoi pe care eu le predau dumneavoastră. Eu ce știu ce fac ăia în teren acolo? Că, domne, nu știu, te dau afară. M-au acționat ei, mi-au făcut plângeri la poliție și poliția le-am explicat toată asta, cum a fost, și au dat neînceperea urmăririi penale, că n-aveau ce. Dar eu am rămas fără servicii, că asta era ideea de cum au dat afară, trebuia să povestesc. La 23 de ani. La 23 de ani. Și aveai ceva rezervi puse de parte? Seria 5, bani de benzină, atâta. Atât. Și aveam de luat un futuraș, că și acum, îi zic, am zis la prietenul nostru, Țibul, în podcast, că, domnule, da, banii mei aveam 400 de milioane de luat. Pua, nesimțitule, nu știu ce. Nu mi-am mai luat bani. Bun, nu contează. După aia au ei acolo disensiuni în companie, nu datorită mie, Ovidiu Ghiman, personajul ăsta care era director comercial și dezvoltare la RCSD, să mută la Rom Telecom. Eu în răstimpul ăsta, în 3-4 luni de zile, n-aveam, eu nu strângeam bani. Eu nu știam ce să înseamnă strângi bani. Că făceam un miliard, cheltuiam 1.200.000, poate mai aveam și 200 datorii. Da? Eram sătul de bambu, de haine, de orice, de la vârsta aia. Când consider că atunci trebuie să le faci pe toate. Eu le-am făcut pe toate atunci. Da? Eu acum te-ai cuminții. Eu apreciez oamenii. Bă, nu cum am cuminții, dar nu mă mai impresionează. Pe mine nu are ce să mă mai deraieze. E o diferență. Că asta o faci din pofta de tine, dar pe mine nu mai are ce să mă sucească ceva. Că... Nu. Bun. 23 de ani. La 23 de ani. Bun, la 23 mă sună Ovidiu Ghiman, pac, bă, poți să strângi 40 de oameni, că m-am mutat la Rom Telecom în 2 săptămâni. Pă, iar o picat iar din cer, perfect. Ia, am strâns și după aia au făcut compania Next Gen și am fost acolo lider de sindicat și de trupe și de tot la Next Gen. Și acum mergeam cu Next Gen-ul, unde am pus cablu cu RDS-ul, mergeam tot cu oamenii ăia, cu oamenii au venit după mine. Să scoate în cablu că RDS-ul să bag Next Gen-ul. Și ai reușit, nu ți-o mai ieșit. E, nu mi-a ieșit la greu. Bine, erau și unii orașe virgine, cum le ziceam noi, și la alea era rost. Era, că nu... Așa, bun, mai departe. E, și mai departe s-o terminat și povestea până asta. Până aici nu era antreprenor. Până la ce vârstă practic n-ai făcut acțiuni de antreprenor. Zero, la 25, la 25 de ani, după ce se termină și cu Next Gen-ul și cu asta. Cu toți termină cu Next Gen-ul, eu la fel viață de huzur, nu s-o ales cu nimic. Ultimii bani o să s-o duc și BMW și tot și tot. Ultimii 120 de milioane pe care i-am avut, mi-am cumpărat un Opel Astra cu numeri pe Bulgaria. Nu mai aveam nimic. Bun, m-am certat cu prietena care eram eu atunci, am plecat, era mașina full de haine, că eu cumpăram haine zilnic, nu aveam ce fac cu bani, așa, și atât aveam, da? Și mă duc la un prieten la ușă, că nu mai aveam un stau în București, nu puteam să-i zic cu mama, după atâta viață de huzur, ce am făcut eu în 5 ani aia, ferească Dumnezeu. Și mă duc la un prieten, Bogdan, vezi că stau și eu la tine vreo 3-4 zile până m-am dat afară. Am plecat eu de la prieten, nu știu ce, da, domne, stai aici, asta cred că vreo 2 luni asta la el. Și acolo el avea tata, avea laptop, avea tot ce trebuie, de mâncare nimic. Băi, nu mai aveam bani de mâncare și nu dădea nimeni, că știa că nu mai prezint garanții. Numai și... și acolo am văzut eu prima oară răutatea oamenilor după ce aveam caiet de dictando, 48 de filii, toți împrumutați care le dădeam bani, nu era nicio problemă. Și toate mesele și tot le-am ținut eu. Și după aia am văzut deodată, ăla a fost primul meu șoc, să zicem așa, când n-am avut... Și nu, era rușine eu să sun, acasă îmi dădea, putea să-mi dea 5 milioane, 10 milioane, oricând, toată viața. Dar nu mai puteam să sun acasă, după ce... Și atunci a fost primul moment în care am văzut că am sunat vreo 2 să le cer nimic,
100-200 lei și nu mi se dau. Ăla a fost primul șoc, așa, care imediat m-am scuturat și mi-am dat seama cum stă treaba, că nu eram pus în fața, știi? Așa, în fine, mă duceam în Iore, dansam, auzi, alergam ca să mă răcoresc creierii, să fie bine, și m-am pus la laptop. La laptop, aici începe antreprenoriatul. Scriu că, bă, trebuie să fac și ceva cu viața mea, după atât am avut atât, am făcut atât, idei de afaceri. Pur și simplu. Prima dată. Prima idei de afaceri. Mi-am închis astea, era cu Messenger, cu tot, ca să stau, să nu vorbesc gagică reală, să stau doar pe laptop, pe Google, ca să nu mă deconectez. Și stau și când scrie așa idei de afaceri, Google-ul ca și rezultate a început să dea de astea agricole. Și n-am pus și mânuții fine, acum le-am avut toată viața, în viața mea n-am pus mâna pe nimic. Eu am stat la Moldova, cum zice lumea, la țară, dar eu numai pe asfalt, am stat nici bun, nici la țară n-am avut. Deci eu cu astea, cu grădina, mai ușor. N-am muncit în viața mea. Bun. Idee de a face ciupercărie. Nu mă văd eu să... Cu ciuperci, cu astea nu merge. Pichirichi. Cu tot felul de astea. Cu gen tu, cu gagică ta, cu nevastă ta, cu cine vrei, cu 5.000 de euro, 10.000 de euro, adică bani ușor accesibili să-i faci rost sau să-i împrumuți sau nu știu, sume de astea, să te apuci să faci ceva, să te autogospodărești. Nu mă gregăseam, dar totuși am insistat, bă, poate generează așa. Și am ajuns la raci. Era fermă de raci, un CD. Și atunci am avut un moment în care mi-am dat seama că primul animal mișcător din viața mea a fost un rac pe care l-am prins eu la Doaga, lângă Tecuci. La Doaga eram cu taicul la pescuit și am luat racul, l-am adus acasă, o trei, două zile într-un bol. Pă, chestia aia pe mine m-a făcut așa, să-mi și readuc aminte, dar să și insist. A fost, nu știu, cârlic, m-a prins. Și a făcut un switch, practic, între idei și amintiri. Exact, idei și amintiri, momentul, nevoia de a face ceva. Nu era nimic de specialitate, adică am văzut că am simțit imediat vrăjeala, că băi, un CD, ăștia vor să-mi ia banii, dar eu nu pot să mă duc la ei să văd cu ochii mei. Eu sunt genul de om, eu n-am băgat bani în cripto, eu trebuie să simt. Adică eu trebuie să văd. Și vreau să mă urc în mașină, să mă duc la ea, la fermă. Și am simțit imediat că e doar o vrăjeală să-ți ia banii pe CD-ul ăsta, că nu poți, adică să te înveți pe un CD, să faci tu, să mai... Da. Nu, asta e ceva spovești pentru mine. Asta. Dar am scris, în urma ce am acumulat eu cunoștințele ăștia, am avut flerul scriu în engleză. Crayfish Farms. Și când am scris în engleză, deci ăsta era singurul așa, rezultat fermă așa, și mai era un domn, nu astacicultor, biolog, Pârvulescu, care a devenit și prietenul meu, în care el studia racii din punct de vedere științific. Deci nu-ți faci bani cu ei. Păi mie nu mă interesa să fac științific. Da, da, da. Eu trebuie să fac scoloveni. Bun, și scriu eu, sunt roșiește ecranul. O întreagă industrie. Adică ferme în... Evenimente cu raci, raci fierți, dar mulțimi, mii de oameni, nebunii, tricouri cu raci. Am simțit pac marketing din toate punctele de vedere, pac industrie. Raci ambalați, raci codiții de raci, rețete cu raci. Pua, ia uite bă frate, în toată lumea așa. Și după aia am văzut ce se întâmplă în lume, în America e isterie. În Suedia, uite, Suedia e cea mai mare mâncătoare de raci la nivel mondial. Nu cred că știa prea multă lumea asta, da? În Suedia. Și niște prețuri, mă uitam, după aia intram pe hipermarket, văd cât costă. Niște prețuri colosale, ceva nebunie. Și mă uit bine la harta României, bă, e plină cu ape asta. Adică noi avem cel mai mare bazin interior de apă, știi, bazin de apă interioară din Europa. Avem cea mai multă apă dulce din Europa. Bun. De încep așa și bun. Fac eu o agendă. Am și o poză cu aia, business plan. Da, o agendă și fac. Bun. Să-mi fac site, raci.ro. Să-mi fac aia, să nu știu ce, dar n-aveam niciun ban. Asta în ce an se întâmpla? În 2010-2011, pe acolo, cred că 2011. Bine, la n-aveam bani să fac asta. Eu am să-mi fie următor. Și aici intervine, da? Trebuie să faci o prospectare, înainte să te apuci de un business. Deci eu am găsit ideea. Analiză de piață. Analiză de piață, da. Deci eu am găsit ideea, am văzut că e nou, e foarte greu să mai găsești ceva nou, da? Dar e nou de ce? E nou pentru că e proastă ideea și o mai văzut alții și nu s-au apucat de ea. Sau e nou și tu chiar ai lovit-o? Da? Cam așa eram eu acolo. Da? Bă, lumea nu-i proastă, lumea nu mai e greu să mai găsești ceva nou. Ei, dar uite că eu am găsit ceva nou. Pac, și mi-am jucat cartea. Eu am știut din prima. Era un prieten, Petronel, care a lucrat în echipa asta de agenți care aveam eu și i-am zis lui ăsta, bă, știa că eu cheltui. Dacă ieșeam, eu în timpul ăsta mi-am făcut împrumut să-mi iau mașină înainte să-mi iau BMW și am băut împrumutul la Twice. Da? Și după aia mașina s-a băut în două seri. Bun, deci eram teroare, cu banii cheltuiam tot. Bun. Și zic ăsta, bă, îmi dai 80 de milioane. Dar nu mi-i dai.
Îi ții tu și îmi plătești ce vreau eu, uite, am eu ideea asta cu business planul ăsta, curajul meu, zic că am luat-o un pic, atunci a fost un moment care a luat-o randeaua, a plecat Brăila asta, că la câți bani au avut și nu știu, s-a apucat el de raci, care în viața mea numai mâna pe pahar am pus-o, știi? Nu mai îngefe. Și totuși ăsta a crezut, haide mă, bun, gata. Și o sună pe o prietenă care știa mea cochetează cu informatica, cu astea, cu site-uri, tu, Luana, fă-mi și mie un site, o prezentare, un landing page, adică eu aveam vocabula, știa, să cer. Îmi faci o prezentare, un landing page de ăsta, să zici că am fermă de raci, îți dau un text, că exportăm în toată lumea, că vindem la toate restaurante, eu nu vă simt un rac în afară de ăla. Ai înțeles? Nu vă simt un rac în afară de ăla. Și îți dau 200 de euro, e bine? Da, e bine, bun. Aveam altă, eu cu fetele fac treabă și am făcut treabă. Aveam altă prietenă, i-am spus, îți dau 600 de lei, când termin facultatea, când astea, pe lună 600 de lei, pe lună, sau 800, nu mai știu. I-am făcut eu un text, un speech așa. Bună ziua, reprezint singura fermă din România care recoltează raci, care împarte raci în toată țara, prima bla bla bla. I-am spus, o sun la toate hotelurile și toate restaurantele din București și le zici că ai raci de vânzare. Și tu n-aveai niciun rac. N-aveam niciun rac. Bun. Sun și zici că... Și veneau comenzi. Veneau de la Garlic Pub, de la gel. 8 kg, care și acum, spre tengrea, știu povestea ei, știu când mergeam eu cu sacoșa așa și duceam raci la piață. S-am strâns, bă, pac, am pus eu kilul de raci 35 de lei, eu am setat, să se știe, eu am setat prețul la raci în România, da? Păi, nu era, ți-ai făcut strategii de preț, ai făcut sau cum? Da, că erau sub creveți, m-am uitat la, cred că la carte. Bun, și profitabilitatea mare, de profit ți-ai stabilit-o? De unde, bă, dacă eu n-am văzut... Ai pus-o numai după ureche? Dar de unde, bă, dacă eu n-am văzut un rac acum 30 de ani? Ce maxim profit, maximilitate? Eu am pus că dacă, bă, creveții-s 45 de lei, eu pur așa, dacă creveții-s 45 de lei, raci nu acum să fie mai scump ca și creveți, trebuie să fie 35 de lei. Am zis eu, dar nu prea mare diferență. De ce să-i dau cu 15 lei? Bă, dacă eu în capul meu, eu mă duceam să-i pescuiesc, mă costa benzina eu, mă costa benzina și eu. Și ce crezi? Veneau comenzi, 10 kg, 7 kg, pac, trăgeam linii, hâți banii. Prin telefon le lua... Prin telefon lua comenzi. Și le-am zis, ziceam să zic că, domnule, peste o lună luăm comenzi, dar peste o lună prima recoltare. Prima recoltare peste o lună. Și băgam, nu-i plăcea la cuiau, cum n-aveam timp, bucătari erau... Raci, bă, adică îmi caut, că bă, raci în gastronomie, sunt topul după lume. Raci nu erau pe piață la vremea aceea? Nu exista, nu vindea nimeni, pentru că nu exista, nu vindea nimeni, pentru că nu exista, cum nici acum, acum există, nu exista cerere. Când piață există, de desfacere. Da, când nu există cerere, nu, bun. Și acum fă rost de raci, că eu aveam bani, dar n-aveam bani în buzunar. Comenzi aveai? Aveam comenzi, pac și fă rost de raci. Îmi trebuie așa pe la piețe de pește, așa, și cea mai mare piață de pește din lume, așa, e piața de pește de la Obor. Zici, domnule, mă duc eu pe la toția, mi-am făcut cărți de vizită, fac tot, și las eu carte. Zici, domnule, aveți raci? 10-12 kg pe zi, care îi mai prindem așa, îi aducem, și cât vrei pe ei? Nu, nici nu vrem bani. Dar ce vreți pe ei? Dai, mă, cât vrei. Și zic, domnule, vă dau 10 lei pe ei, bine? Păi, e perfect. 10-12 kg pe zi, dacă îi strâng așa și după aia am învățat și eu cât să țin vin, făceam calculul, să nu moar raci, să le duc raci, că raci doar vii au valoare, nu există racul. De-aia e altă chestie, de-aia atât de sensibilă afacerea asta, că lucrezi doar cu viu. Am înțeles. Și racul, dacă nu știi care-i treaba cu el, poate să moară într-o oră. Sau dacă știi care-i treaba cu el, îți ține 7 zile viu. Aha. Ai înțeles? Și îl hrănești în alea 7 zile? Nu-l hrănești. Nu-l hrănești, dar scade la greutate. Am înțeles. Dar tu-l mănânci per bucată. În fine, n-are nicio treabă, da? Dar e bun. Și mă duceam, deja aveam primii bani. Deja am făcut primii bani. Curaj. La o săptămână, eu tot cu Facebook, puneam postamă, de atunci am început. Adică, uite, eu cel mai... Te-ai expus. Cel mai leicuit. Da. Am cele mai multe like-uri pe pagina mea de Facebook, Taverna Raciilor, care e de atunci. Am 300 și ceva de mii și am fost top de când am dat drumul la pagina asta, că lumea n-avea pagini de restaurant de Facebook. Eu am fost primul din toată țara asta. În fața mea era atunci, țin eu minte, era McDonald's și mi se pare KFC. Că era o pagină de asta, nu mai știu cum îi spune, care le lua pe toate, care au like-urile cele mai multe, știi? Și întotdeauna pe Facebook eu am rupt. Vrăjeala pentru mine înseamnă prezentarea, da? Între ghilimele. Vrăjeala frumoasă. Eu mi-am făcut pagină de Facebook, mi-am făcut site, prezinți credibilitate, raș.ro, elegant, și acum e site-ul meu, raș.ro, și pagină. Am pus prima oară raci.ro, că eu n-aveam eu un cap atunci de Taverna Racilor, dar undeva în business planul ăla de care ți-am amintit înainte, undeva pe la punctul 7-8, aveam Taverna Racilor. De ce ai ales asta numele? Și cum l-ai ales, Taverna Racilor? Inspirat din ce vedeam pe afară.
Cracul este produsul pe care nu îl mănânci cu mâna și dacă îl mănânci cu mâna, restaurantul nu poate să fie fancy. Și racul îl mănânci până la o bere, e connecting people, e cam ceva de genul ăsta. Te întâlnești la o de-asta de raci și poți fi doar tavernă. Nu poți fi fancy raci, nu știu ce, Brăjeală. Și Pescobar cum ai ales? Și Pescobar mai de curând, Pescobar în pandemie. Venim mai încoace la, la an lumină, distanță. Aha, dar nu uiți să abordăm subiectul ăsta. Nu, dar doar să... Sau spune-mi acum, Pescobar de ce? Pescobar a venit pur și simplu în pandemie, când am fost ținuți cu japca în casă, da? Și eu am început să mă uit pe Netflix ca tot omul și m-am uitat și eu la filmic așa mea, random, cu Escobar. Și Escobar aveam eu în cap să fac, atunci am inventat fiștudorul ăsta și am mai pus un P în față, nu știu, hâț, un P și mi-a ieșit Pescobar. Și m-am regăsit eu așa în multe gesturi de-a lui nenea Escobar, și de bune, și de rele, și nu știu, și am zis, hai mă să fiu Pescobarul peștilor în România. Pescobarul... Și care e mai puternic brand din punctul tău de vedere, Taverna Racilor sau Pescobar? E mult mai scalabil și cu asonanță mare Pescobar. Pentru că se regăsește în persoana în care sunt eu și eu mă identific cu business-ul și Pescobar ăsta tare mi se potrivește ca nume. De aia. Adică, de ce nu schimb toate denumirile în Pescobar? Nu, e târziu, foarte puternic Taverna Racilor. Ca brand acum este foarte puternic. Dacă intră două branduri puternice... Nu pot să-l duc în afară. Tocmai de aia am făcut un nou restaurant care este upgrade-ul a ceea ce fac eu acolo și ăsta este scalabil și afară, și taverna. Adică dacă mă întrebi acum cu ce aș ieși afară, să ies în Europa, totuși aș ieși cu taverna. Îi zic Crayfish Tavern. De-aia mai zic taverna. Așa, hai să mergem, că e interesantă povestea. Așa, bun. Și toată lumea așteaptă. Da, bun, așa, adică am făcut site, da. Am făcut astea și la două săptămâni distanță, te-ai dus la piață, ai luat în urma minimei mele, fii atent, în urma minimei mele, promovări, că ce poți face în două săptămâni cu no name, mă sună Antena 1. Mă sună Antena 1, bună ziua, bună ziua, felicitări pentru afaceri, am zis că aveți fermă de raci, mulțumesc frumos. Pac, dar putem să veni și noi la fermă să filmăm? Hâți! Doamnă, puteți veni, dar ați plecat din țară. Și săptămâna viitoare, într-una din zile, vă anunț eu când pot. Când pac, am zis, bă, trebuie să-mi fac rost de așa, să fac rost de o baltă, în capul meu, în secunda aia mea, trebuie să fac rost de o baltă, care să aibă raci în ea, care proprietarul să accepte să zică că e fermă de raci, care zică că am și o treabă cu ferma aia de raci. Cam grea tema, dar totuși, asta e. Și fii atent, stau eu în mostrofoc, bă frate, să fac rost de raci, da? Stau eu în mostrofoc și nu avea nimeni raci de vânzare, nu, dădeam raci de vânzare, zero, ioc, da? Și iar pe engleză, how to catch crayfish, how to aia, și găsiți pe un site până în Anglia, în care era o chestie acolo, am văzut și mi-a sărit în ochi, crayfish disease, adică gen bălți cu probleme cu raci. Bălți cu probleme cu raci. Scriu eu, pac, în română, bălți cu probleme cu raci. Și toți pescarii, cu toate forumurile astea, că ori le place să scrie acolo, pe toate forumurile astea, zice, nu te du acolo că e balta plină de raci, nu prinzi un pește. Nu te... Și toate topicurile erau pe două bălți din țară. Una, Balta Chiriacu, județul Giurgiu, și alta, Balta Săcele, Mândra, județul Sibiu. Pună pe telefon, caut administrat, pac, pună pe telefon. Doamna Velicu. Să rămână, reprezint singura companie din România care vă ajută în problema dumneavoastră cu balta plină cu raci. Vă curățăm balta de raci și vă puteți desfășura în continuare pescuitul sportiv, din care știți că, așa, că oamenii când dau baltă de pește, să știi că lumea face acum cu pescuitul sportiv, face bani, nu cu peștele din baltă, că n-are valoare. Bun. Sunt pe aia. Dom'le, băi, la mișto, că nu există așa ceva. Da, doamnă, și uite, mai am o... Da, am convins-o, era de acord, doamnă, dar am o rugăminte la dumneavoastră. Nu pot să vin eu și cu televiziunea să zicem că avem totuși fermă de raci, nu știu, nu știu. Păi, du-te nici să n-aud, vino să pescuiești în raci, te am înțeles, vrei și nu... Bun, sun la celălalt. Bună ziua, reprezint singura companie din România și ăsta le iau direct. Domnule, uite așa, eu pot să vă iau raci din baltă, să-i vindem, să facem o poveste frumoasă amândoi că vindem raci. Dar să aduc și Antena 1, sunteți de acord? Și ăsta încet din prima, da. Păi, eu n-aveam nimic pierdut, eu am mers all-in. Încet, da, vin un coace. Am suit în mașina, a doua zi eram la Sibiu, i-am sunat pe aia pe Antena, domnule, dacă puteți veniți mâine, bine, dacă nu, nu. Au venit la Sibiu, este acum raci la mare căutare, este pe YouTube, să uite toată lumea, video, primul meu video, nu mai vă simt raci până la ea, pac tricou,
curaj.ro, mi-am făcut tricou, m-am zis la un pat, roșu, tricou, curaj.ro, tot. Și vorbeam eu de raci, că eram cel mai șmecher vânzător de raci din lume. Numai tot ce am citit eu până alea acolo, tehnic, de cum business plan, cum să faci. Este bineta asta? Da, înnebunești. Deci raci la mare căutare, cum eu deja te învățam tine cum să-ți faci tu acum ferm de raci, cât să investești, cum îți racii calibrați, ce preferințe au europenii pe raci, pe calibri. Pe... Bă! Și ăsta, domnul Michael Sibiu, deci mi l-am găsit personaj și ăsta a intrat în filmul meu total. Da, domn, și gata, vin din braci. Și așa, uite, am ajuns la televizor în 2 săptămâni. Când a devenit business? Nu, greu. A devenit business greu. Și când ai avut încredere? Business, pentru că tu părea că renunți imediat la... Deci ceva, eu am de povestit mult, de aici plânge o leacă dacă spui. A devenit greu tare de tot business. Cum? Vreau să aflu. Greu. A devenit după vreo 2 ani în care doar pescuiam raci și mă chinuiam să-i vând așa pe la restaurante. Și după... Ce uite, fii atent. M-am mutat la Brașov. Scurt și m-am dus la Brașov, că am găsit acolo cu cineva, la fel, m-am combinat cu niște bălți, cu nu știu ce. Dar credeai în business-ul ăsta? Adică, sau simțeai? Că nu era atât de profitabil. Nu, domnule, eu credeam, n-aveam cum, dar eu știam că... Tu știi că va... Ce-am înțeles eu din prima, da, și uite, altă acțiune care am făcut-o la început, eu știam că trebuie să învăț oamenii să mănânci raci. Trebuia să învăț oamenii, eu degeaba am raci, degeaba fac, dacă nu, eu nu educ pe oameni. Și uite, mai după aia la piață, la Obor, acolo, după ce am dat de raci, am învățat cum să pescuiesc racii. A fost o chestie de care m-am folosit, eu cred că mai mult speculant, eu așa mă numesc, da? Era atunci un curent așa cu vouchere de astea de reduceri. Zumzi, Fandil, Gruponia, dar tot felul de site-uri de astea, așa, da? Și era o mare luptă între ei cu tot felul de oferte, tot felul. A fost un hype pe treaba asta atunci. Și eu i-am sunat pe toți ăștia și le-am zis, domnule, am raci de vânzare, dar raci-ți vii. Eu mă listez la toți. Și vindeam raci prin vouchere. Și dădeam cu jumătate pe ce mă interesa pe mine, că nu mai dădeam cu 35, nu mai știu cât îi dădeam. Băi, și vindeam mii de vouchere de astea, n-aveam eu raci. Dintr-o secundă n-aveam eu raci cât puteam să vând. Pentru că totuși cumpărătorii erau nostalgici și erau oamenii care vreau totuși să încerce. Mie promovarea nu mai făceam eu prin site, că eram prea mic, nu mă vedea nimeni. Făcea platforma. Făcea platforma. Și mie mi-a plecat site-ul, s-a indexat, că eu aveam raci.ro când puneau detaliile mele. Pac, și din click-uri s-a indexat, site-ul a crescut, nici n-aveam cu cine să mă lupt. Să zici că, știi? În fine, m-a ajutat foarte mult chestia asta. M-a cunoscut lumea. Bă, e unul care vinde raci. După aia mă căutau ei. Bun, mă mut la Brașov. La Brașov vin iarna. Vin iarna la Brașov și zic eu ăsta care eram un tip influent din zona acolo. Dom'le, vreau o căsuță cu raci în Poiana Brașov. Și o mai tot pun eu când îmi vin astea amintirile. Bă, o căsuță cu raci exact aici la Rosiniol pe părți. Unde e Nuba acum? Pac, acolo vreau, dar nu sus, unde e zona aia? Toți care veneau bucureștenii, că acolo se duc toți așa, cu schiurile când se opreau, încă ăsta mi-a curaci. Eu mi-am făcut-o frumos, albă, branduită, pac, curaci, portocalii, făcut așa, era o masă cu un arzător, da? Și cu o oală. Eu îmi luam raci, aveam o mașină, făcusem accident cu ea și nu mai aveam mașini cu surc în Poiană. Îmi veneau racii cu, mi trimitea ăsta de la Sibiu cu autocarul. Jos, la cală. 2 saci, draci. Rajvi, la cală. Ei stăteau vii, era frig. Frigul-i ține vii pe raci. Trăgeam raci aia după mine prin tot. Era zăpat jos, da? Eu, după ce am avut miliarde, seria 5, nu mai știam să fac cu bani, da? Bun. Trăgeam de raci așa frumos. Băi, am luat totul ca o caterincă și ca o nevoie. Pac, trăgeam raci. După aia mă duceam la autobuz jos acolo, la unde era Vintage. La Poiană, jos acolo. Luam autobuz până sus, mă duceam în Poiană. După aia cu raci în autobuz mergeam, da? Te oprește autobuzul jos la Poiană, după aia mergi toată Poiana, trăgeam de 2 saci de raci așa în toată Poiana și aduceam la căsuța mea minunată. Dădeam drumul la foc, sare, pac condimente, puneam raci, dădeam drumul la geam, ieșeau aburii. Îmi luam un vin fier de la Rosiniol, că mi-era friguț, și veneau și îmi vindeam toți racii, mă, frate. Bă, tu îi făceai? Eu, dar ce să-i fac, îi fierbeam, ce mare lucru. Da? Și vindeam 70 de lei kilo, era. Mai scump, că îi găteam. Și atunci am văzut eu altă chestie care am învățat. Ți-ai dat seama că în Horeca ai putea să-i faci direct. Nu-ți valoare, bă, doar ce am făcut. Am turnat-o leacă de apă, clocotită pistie, pac, s-o dubla prețul. Switch-ul acolo a fost, da. Îți, s-o dublat afacerea. Deci dintr-o 100 de kg de raș fac 200 de kg, mai fac. Bun.
Mi-am resetat calculele. Și atunci am apărut și la vreo 3 posturi televiziuniar, cu o venit aia cu un nebun vindiraș pe pârtie. Păi a fost chestie de marketing gravă asta. Nu, de atunci, de la ce am făcut eu atunci, n-a mai fost nimeni vreodată să se ducă să... Ai înțeles? Păi și eu vindeam cât aveam, 30-40 kg, nu știu, și bun. Și cine oprește? Unul din clienți, directorul de achiziții pe pește pe astea de la Carrefour România. Dom'le, ai raci? Da, am raci. Eu jucam numai la mare, că am raci, nu puteam să-i țin. Da, eu jucam numai la... Da, bun, uite, eu sunt Carrefour, mă interesează, poți să-mi dai? Da, dom'le, după ce termin aici cu asta, ne întâlnim la București și nu zic în martie, maxim, livram raci în Carrefour Național. De acord. Și atunci am simțit mai... A început să... știi? Da. Ei dădeau comenzi la început, dar nu erau... După aia toată România nu mânca 200-300 de kg săptămână. Că tot era foarte nou. Știi? Dar pentru mine, eu aveam împlinire peste împlinire care să mă țină conectat. Aha, deci am înțeles. Toate chestiile astea... Bă, frate, am vândut... Eu conștientizam, bă, frate, le-am vândut, eu îi vedeam pe oamenii aia, da? Eu la vârsta aia... Îi vedeam pe oamenii aia cu un degeră în mâinile și stau în fața mea cu curul pe zăpadă să mănânci raci. Bă, dacă îi vând aici, eu pot să-i vând oriunde. Pe raci ăștia, dă un col de treabă. Adică pentru mine era testul suprem să-i văd vânzându-se acolo, dar totuși era și singura mea posibilitate să-i vând. Da, bun, trece primăvara, mă asociez eu cu cineva neavând bani și fac prima tavernă a racilor pe care o aduc în București. Asta la 2 ani distanță după ce am început. Dar în tot răstimpul ăsta, adică au fost multe lucruri în care eu plecam de la 3 dimineața, mă trezeam, mă duceam să ajung la baltă pe la 4, să pescuiesc singur în barcă, eu să vâslesc singur. Păi și pescuiai? Eu îi pescuiam, n-aveam oameni, că n-aveam bani să plătesc. Mă duceam la 100 km de București, da? Să trag, e ceva infernal. Eu atunci am făcut niște brațe și niște mușchi, ceva infernal, să tragi de toate alea, să scutui, e o muncă infernală, da? Atunci aveam mâinile tăiate, dar era... Aia era viața, n-aveam ce să fac, n-aveam alternativă. Mă uceam la piață la obor să răscumpăr voucherele astea în fiecare dimineață. Asta s-a întâmplat vreun an și ceva. Deci aia a fost munca vieții mele. Pe primăvară, pe toamnă, pe iarnă, pe ceva crunt. Bun, a trecut, eu o luam ca sport, o luam ca nevoie, o luam ca nu știu ce. Era bine. Câștigai mediocru. Am dus. Bă, câștigam. Nu, nu mai câștigam 4-500 de lei pe zi, câștigam când vindeam. Așa, 20-30 de milioane pe zi, ceva de genul ăsta, știi? Am înțeles. Dar nu să strângi bani să creezi un business plan. Că ei se duceau în 3 zile, dacă n-ai pescuit, banii fugeau imediat, aveau pe ce. Mm-hmm. Da? Bun, și după aia am început taverna și care a avut taverna la... Am deschis-o undeva în octombrie, acum 10 ani, cred că, deci prima, la Buzești, într-o căruță foarte mișto, așa, rustică, avea 8 mese. În interior. Eu eram bucătar și aveam o fată ospătăriță, am pus 5 produse în meniu. Pui de baltă pane, crevezi pane, midi pane și raci fierți, 4 produse. Cred că îmi scap unul, în fin. Și vindem, dar m-a prins iarna. Eu am avut cheltuială să deschid acolo. Dar vindeam, era, am pus și acum în cărică, alea 8 mese, tot plin se numește, știi? Venea lumea la raci. Ei, după aia a venit primăvara, am mai luat una, am mai mărit spațiul, nu știu ce, și am rupt. A fost full. Deci a fost... Acolo a fost pentru prima dată când ai avut un hype. Full, full, full și bani mulți făceau. 200 de milioane, 20 de mii de lei pe zi, 30 de mii de lei pe zi, erau bani. Da? N-aveam eu raci atunci să vând, că n-aveam de unde să scoți atâta, să vând cât se vindea. Și aveai un asociat? Aveam un asociat. Și ce s-a întâmplat cu asociat? Asociatul, eu fiind mai mic, el a încercat să mă ardă pe românește, să mă scoată din business. Dar e foarte greu să scoți pe cineva din business când business-ul e creat. Da, adică da. Eu am fost furat de foarte multe ori cu multe, dar mintea și know-how-ul și aia e puterea mea. Eu pot să rămân fără nimic într-o zi, pe segmentul meu, și în 3 săptămâni să fiu mai tare decât toți banii din lume care ar investi cineva. Așa, e puterea cunoașterii. Divorțat de asociat și după aia? El a luat herăstrău, a fost o chestie în felul următor. S-a ivit locația, eram frați. Dom'le, ne e prea bine aici, hai să mai deschidem o locație. Și eu tot visam, că în visul meu, de când făceam business planul la prima foaie, a fost lângă apă, trebuie să fie lângă apă.
Și am luat, mi-am luat eu ușor așa până Herăstrău să mă plimb. Și am văzut locația actuală a Taverna Racilor, goală. Da? Aveam ceva relații deja, am dat ușor de proprietar, care era domnul Mitică Dragomir. Mi-am dus prin cineva la el, domnule, cât vrei pe locație și dacă e goală, dacă, de ce e goală? Eu nu înțelegeam de ce e goală, adică locația, eu n-am înțeles cum poate să fie goală și era goală de 2 ani de zile. Adică, știi, i-a trecut până văzut într-un film. Bun. Mă bucur că am avut flerul să cred în ea. Am luat-o. Noi aveam ceva bani strânși în firma, a costat 60.000, vrea 5.000 de euro chirie pe ea. Și el a vrut, bă, nu mă interesează, îmi dai 60.000 pe tot anul. Pe tot anul și vă dau o locație. Bine, domnule, 60.000. Ce mai aveam noi, am renovat, nu știu ce. Și îmi zice ăsta, bă, am terminat banii din firmă. Trebuie să ne asociem cu cineva, că nu mai avem bani, să dăm înainte. Și nu am nicio problemă. Și le ia pe un tip să ne asociem. Și atunci a fost momentul în care ăla că gen a băgat bani și eu, bă, uite, rămâi tu cu Buzeștiu și noi luăm Herăstrău. Ei s-au văzut cu saci în căruță. Nu le-a fost greu, eram un mucos. 29, n-aveam eu nicio putere. A trebuit doar zic da, bine mă, ok. În filmat acolo, după aia mai a fost încă vreo 2 ani greu. Păi și eu rămas acolo? Eu rămas acolo, s-a numit acolo la Raci. Tot timpul ăsta, vreo 2-3 ani de zile s-a numit la Raci. Da? Dar fără tine? Sau fără mine, m-am simțit furat. Da, da. Eu am rămas cu okay. Buzeștiu, eu am pierdut Buzeștiu, că a venit iarna, ăla mi-a dublat chiria, că am făcut... Uite, altă chestie care aș da ca sfat. Foarte atenți la partea juridică. Foarte atenți. Dai un ban în plus cuiva care se uite peste un contract sau să cer o consultanță cuiva, cât te costă după aia de nu știi cu tine. Da? Deci, eu am făcut contract pe una... Cum să faci un contract pe una zile când tu vii și investești ceva? Da? În... neștiința așa. Mea și în adrenalina aia. Bun, băieți, o dat faliment acolo, presupun? Nu da faliment. O mers, nu știu, dar s-a apucat pe unul, ei între ei s-au certat, unul s-a dus înapoi la Brașov, a rămas doar ăsta s-a apucat de construcții, nu l-a mai interesat afacerea. Eu întotdeauna am revenit la afacerea aia. Între timp am mai avut eu asocieri pe gubasă cu un țepar din orașul ăsta, nu-i dăm numele că nu merită. Am făcut 3 restaurante cu ăla, dar iarăși o greșeală, eu n-am intrat în firmă. Da? N-am intrat în firmă. M-am certat cu ăla, pac, nu mai aveam locații la un moment dat. Da, aveam echipă, aveam oameni, adică eram prins sub o formă sau alta într-o locație, produceam de undeva în tot timpul ăsta, dar am rămas în momentul în care nu mai aveam locații. Și ce am făcut? Am dat drumul să fac, că mi-am... Am făcut, înainte să deschid taverna în București, am făcut Festivalul Racilor și Fructelor de Mare. Și până niște relații am făcut la Herăstrău un șaldugol acolo. A venit-o Bucureștiu. Deci am nebunit ce bani am făcut atunci. Dar eu am fost prost atunci, că nu mai întrebeam niciun restaurant în viața mea, cel puțin 5 ani de zile, dacă eu făceam festivalul. Că era înaintea să înceapă moda. Cu street food, festival, cu vrăjeală, cu nu știu ce. Era înaintea lor, da? Înaintea cu 2-3-5 ani. Da? Că ăștia, oamenii din provincie, au bani, dar ei n-au putut să-i cheltuiască. Pentru că au un eveniment în an, zilele orașului. Dar iau bani și în restul anului. Da? Bun. Și după ce am rămas fără locații, mi-am adus aminte de evenimentul ăla și am zis, bă, taci, îmi creez eu o linie de asta și fac Festivalul Racilor și Fructelor de Mare în toată țara. Și m-am dus și am început și am rupt. Adică primul eveniment l-am făcut la Mogoșoaia, am făcut 5 miliarde în 3 zile. Atunci faci bani în 3 zile cât faci într-o lună la un restaurant. Știi? Era nou, era tot. Știam să le fac, eram deja cunoscut pe social media. Și am făcut toată țara, în toate orașele din țara asta am fost, și la Suceava, și la Tecuce am făcut Festivalul Racilor. Festivalul Racilor în toată țara asta, și la Caracal am fost, și în comun, în comuna 1 decembrie, am rupt. Adică nu exista eveniment să nu produc minim 2 miliarde în casare. Nu exista. Și făceam și 3 pe săptămână. Deci de atunci au început banii serioși. Da? Asta s-a întâmplat cu 2 ani, cred că 3 ani înainte de pandemie. Bun. Vorbesc eu cu ăsta, cu cine a rămas la Herăstrău. Dom'le, dă-mi locația aia. Noi eram cumva prieteni așa. Mați, da. Cum mi-ați luat-o atunci, cum nu mi-ați luat-o, nu știu ce, rămânem frați. Dă-mi mie cu mine, tu ai apucat de construcții, la mine trebuie să revin în locația asta. Da? Bine, dom'le, dă-mi 80.000 pe ea. N-am făcut, i-am dat 80.000 de euro. Adică mi-am plătit afacerea care tot a mea a fost. Ăsta e prețul, da? I-am dat 80.000 și am luat locația. Și eu făceam în paralel. Am refăcut și locația puțin așa și făceam și evenimente și locația.
Până n-am mai putut, am avut un burnout de atâta muncă, n-am mai putut și aia m-a făcut să și renunț la evenimente și după aia m-am focusat grav rău de tot în locație. A venit pandemia, alt eveniment nefast pentru toată lumea și am știut să o joc în pandemie. Adică, eu în pandemie mi-am făcut o piață de pește, am mai început să fac și niște târguri care se numeau piețe volante, că, știi, piețele n-au fost închise. Și eu, de aia speculant, știu cum să o, așa. Dar nu mai aveam cash, deci să dusese cash-ul mi-era greu. Acum aveam taverna în Herăstrău, eram patron de Herăstrău, dar cash-ul să dusese, că eu niciodată în viața mea nu mi-a dat afară un om. Eu n-am renunțat la chestii genul ăsta, adică am avut și întotdeauna multă cheltuială de, cum să zic eu... Suplimentară, cumva. Da, multă cheltuială să mențin tot ceea ce cream. Și în pandemie am făcut o piață de pește la Obor și acolo venea lumea, lua pește. Și acolo am avut foarte mult material pentru social media. Când lucrez cu pește fresh, cu aia, cu tot. Adică tu ai explodat awareness. Mi-a explodat social media, awareness-ul tot și lumea a asociat imediat taverna mea, care oricum începuse să meargă, cu ceva foarte proaspăt. Și exact asta ai nevoie când vinzi pește, în România sau oriunde în lumea asta, da? El trebuie să mă asociezi, bine, bă, ăla se duce și aduce pește și face și drege, știi? Și așa și este, da? Clienții au primit încredere în mine și încă o chestie deșteaptă care am făcut-o și încă e în picioare și acum am creat Fish Tudor. Primul magazin online ce trimite pește, din care poți cumpăra pește și îl trimit la tine acasă, da? A bubuit ăla. Am dat creveți în promoții cu 29 de lei, bine, am făcut niște cârligi de astea. Uite, eu când vând, și acum zic, poate că ai auzit, nu știu, de creveți, știu, când vând un kilogram de creveți la 29 de lei, eu pun între 1 și 2 lei de la mine. Este costul meu în marketing pentru fiecare client al meu. Eu nu câștig niciun leu când cineva îmi cumpără mie. Asta? De ce îmi fac asta? Fidelizez clientul și mi-l țin lângă mine. Ca să faci upsell, să faci că... Da, fac și upsell, pentru că da, el are un minim care poate să comande, doar 4 kg sau da, 4 kg per comandă. Și poate mai așa altceva. Și mai așa altceva și de acolo câștig eu. Ok, bun. Și după pandemie, business-ul tău s-a dus în sus, practic. Da, Timișoara, din toate punctele de vedere. Adică a explodat. A explodat total. Și Fish Tudor și taverna Herăstrău, după aia am deschis Oyster Bar, după aia am făcut locații în Snagov, după aia am făcut Clujul și după aia am făcut Clujul. Ce anume, acum, povestea este fascinantă de-a dreptul și călătoria ta este, mă rog, mie mi se pare inspirațională. Spune-mi, te rog, cum reușești să fii așa un magnet de marketing? Cum reușești să fii atât de popular în zona aceasta? Că-s natural. Eu sunt natural și cred că și în momentul pandemiei a schimbat foarte mult percepția oamenilor. Și eu știu dinainte de pandemie că atunci când vând business, când am business în care lumea trebuie să mănânce de la mine, eu mai întâi trebuie să-i câștig încrederea omului. Și fiind un personaj în spate, oamenii se identifică cu ăla. Pe mine mă înjură că nu le convine ceva, dar tot pe mine mă laudă când le convine ceva. Da, uite la restaurante italiene, multe poartă numele proprietarului, multe, foarte multe, și în Spania și peste tot. Pentru că ce înseamnă asta? Omul de acolo din cartier știe că se duce la Gianluigi San Carlo să mănânce la el pentru că face chestiile alea într-un fel. Eu m-am identificat, din toate punctele de vedere, cu afacerea mea. Eu sunt omul cu pecii și de-aia m-am și erijat în acest personaj și am creat acest personaj pe Scobar, care aduce pește pe mesele românilor la cel mai corect preț, de cea mai bună calitate și în locații frumoase. Lumea spune că ești controversat. Îți foarte convine bine acest statut? Da, foarte bine. În mediul online, asta vinde. Un pic de... Controversă. Un pic de sare și piper, da. Și eu câteodată le creez, adică le fac intenționat. Acum nu pot eu zic eu chiar tot ce fac, dar le fac intenționat. Deci, practic, ai o strategie în spatele acestor totu-i mecanisme. În tot deranjul ăsta este un deranj organizat. Câți oameni te urmăresc pe toate platformele, inclusiv? Deci, uite, mi-am dat hashtag-ul și m-am uitat de curând la hashtag-ul meu pe TikTok. Cât crezi că am? Hashtag-ul meu, că e urmărit de mult. Câte? Nu știu, frate. Zi, ți-am zis că ai dreptul să zici de 10 ori. Și nu știu cât ai. Câteva sute de mii. Sute de mii pe hashtag-ul meu la video, adică s-au uitat sute de mii? Cât s-au uitat? 1 billion. Miliard? Un miliard de oameni. TikTok o zice, nu eu. Un miliard de oameni. Incredibil. Știu. Incredibil. Păi, cumva scrie istorie în marketing.
Probabil că ar trebui să predea. Și uite, eu am făcut din hate, sunt printre puținii care am făcut ceva foarte frumos. Cum? Uite cum promovez eu hate-ul și cum manipulez eu haterii și eu într-un final chiar reușesc să-mi impact haterii. Cum adică? Uite, așa îi duc. Îi duc, invidiază oamenii. Da, îi duc frumos, așa și eu îmi impact haterii. Și până la urmă îi realizează că ei... Îi manipulez. Bă, să zicem că da, dar eu până la urmă sunt prea uman. În orice om există umanitatea în el. Ceea ce face, face dintr-o răutate. Cum treci peste o insultă, de exemplu? Cum treci peste o insultă? Da, eu am devenit imun de mult. Da, eu am devenit... Dar prima dată te afectau? Da, le luam, să zicem, personal. Da, te afectează, nu poți zici că nu te afectează. Uite, acum sunt închis la Cluj, mă afectează, pentru că am 60 de oameni și nu știu ce. Am fost închis cu Horia și când am simțit că e un pic... Când simt că e nedrept, mă afectează. Că tu dacă mă înjuri și mă înjură și care nu mă afectează, zero. Dar știu când e o nedreptate asupra mea, aia da, mă afectează. Câți angajați ai acum? În jur 300. 300 de angajați. Da. Și ce cifre ai? Cifre de afaceri și impozite plătite, dacă poți să spui. Pe anul trecut 17 milioane de euro. Da. Și am fost mai mult închis decât deschis. E normal să... Eu știu ce... Mie mi-a zis un preot odată. Bă, tu ești genul de om care intri într-o încăpere și n-ai cum să nu fii observat. Asta și eu în Horeca asta. Eu am intrat în Horeca asta și datorită a tot ceea ce fac și cum sunt eu personajul creat și cum știu eu să-mi joc cartea în Horeca, nu sunt un om neobservat. Da, nu ți-ai pus problema că la un moment dat dacă pici tu, pică și compania? Ești nu, practic n-are. Tractorul n-are. Companiei. Da, n-are nicio treabă. Am făcut și testul ăsta, n-am postat vreo luni de zile să văd ce se întâmplă și n-are. Zero. Mi crește. Cum reușești să-ți motivezi oamenii? E pe care e secretul prin care tu îi ții pe acești 300 de oameni încântați să lucreze la tine? Uite, eu am marea mândrie să zic că atunci când am fost închis, mie nu mi-a plecat niciun om. Deci eu am fost închis, nu le-am dat de... Oamenii vin în Horeca la muncă pentru tips, nu pentru salariu fix. Chiar dacă la mine salariu fix e foarte ok. Deci n-au produs nimic din tipsul ăla, da? Și mie nu mi-a plecat un om într-o lună jumate. Ăsta e răspunsul. Plus că am, deci din 300 am 100 silanchezi și 200 români. Silanchezii am adus pe mai mult decât îi aduce oricine în țară, da? Fix. Și am băgat la tips. Din tips ei și mai fac salariu. Pentru că restaurantele mele produc mult și tipsul este legalizat în România, nu mai e. Da, e parte din ce se încasează ca și salarizare. Și am băgat și pe ei, tratez ca oricare alt român. Deci n-au ăia. Ai spus la început că liderul se naște lider, dar totuși sunt și multe calități ale unui antreprenor care se dezvoltă pe parcurs. Ce crezi că este important pentru un om de afaceri, de succes? Sunt foarte mulți oameni care te urmăresc și nu reușesc să ajungă la milioanele pe care le ai tu, sub nicio formă, din contră, înnoat acolo, la limita falimentului. Ce definește un lider? Perseverență și să ai un plan, mai ales când o ai de la zero. Tu nu poți să-ți pui un plan de la început de an, vreau să fac asta, și să tu muncești la planul tău, o dată pe 3 noiembrie și încă o dată pe 12 decembrie și nu trebuie zilnic. Da? Trebuie să fii ca un... Deci planifici zi de zi? Da, muncești la planul tău zilnic. Și zilnic tu ai să vezi că ai câte o performanță, mini performanță. Zilnic, dacă eu muncesc, dacă te duci la sală zilnic. Zilnic, n-ai performanță, e cel mai simplu exemplu de dat. Așa și cu business-ul. Și nu doar că am salarii de... vreo 300.000 de euro pe lună, da? Nu doar de asta. Eu trebuie să fac bani, trebuie să fac bani și pentru mine, că altfel nu mai duc la muncă. Cât muncești pe zi? Care e programul tău? Da, nu. Programul, uite, ăsta e unul din beneficiile programului de antreprenor, știi? Deci, oricum sunt matinal. Deci eu mă trezesc, stau bine cu trezitul. Nu am un program fix. Eu nu mă duc la birou. Eu n-am muncă de birou. Cu toate că poate că câteodată ar trebui, dar nu am muncă de birou. Dar cumulul stresului și orele în care eu gândesc doar business-ul meu sunt mai mari decât orice program de 8 ore. Posibil. Dar totuși nu am un program. Dar am o curiozitate. La 300 de oameni trebuie să delegi competenții mult în companie. Da. Cum și cui delegi? Ce roluri ai în firmă? Păi am manager pe fiecare locație. Acum am și un birou în care sunt vreo 10, nu știu, 15-20 de oameni care sunt împărțiți pe departamente. Adică pe mine creșterea asta m-a făcut să devin și eu să lucrez ca o mini corporație.
Păi departament de HR, departament contabil, departament de toate felul de departamente și după aia am subordonat. Dar n-am prea subordonat prea mult și managerii de locație. Practic, tu ești directorul general. Că tu... Să zicem că eu sunt directorul, da. Directorul general eu sunt, da. Și care crezi că este momentul în care va trebui să delegi și această funcție? Acum. Deci deja trebuie să-ți... Da, sunt în discuții deja. Aha, da. Aha, am înțeles. Ce perspective ai în viitor? Ce urmărești? Care e visul tău? Nu neapărat obiectivul tău, câte locații deschizi. Ce visezi? Ce visez? Care e cel mai mare vis al tău în planul business-ului? Să merg în restaurantele mele ca și client. Acum n-au cum să nu mă cunoască. Și să am o experiență extraordinară, de bună la un preț corect. Misiunea mea, să zicem, este să aduc românilor pe mesele românilor pește și fructe de mare la preț corect, la preț european. Să fie de larg consum, să nu mai fie doar câteodată. Pentru că e foarte posibil, eu asta reușesc. Eu de-aia și fac bani din asta, pentru că eu reușesc. Eu am un business de volum, scuză-mă, în care aduc personal, toate masele. În planul personal, ce bornă vrei să atingi ca antreprenor? Nu știu. Cum? A, ce bornă? Da, cum vrei tu în planul tău personal? Pescobar. Cum îl vezi Pescobar în 5 ani? Un miliardar în euro. Acum ești miliardar în hashtag-uri. Deci mai exact cât e să practic un hashtag un euro și ești miliardar. Da. Da, eu nu o să zic acum că sky's the limit, dar eu tot ce îmi doresc este să aduc business-ul ăsta în momentul în care să producă singur, să aibă o bază, o putere, să nu mai depindă atât de mult de mine și eu timpul meu să mi-l aloc în răscumpărarea timpului pierdut acum față de copil, de familie, de mine, de tot, tot, tot. Adică eu mă simt mult mai îmbătrânit decât ar trebui să fiu la 37 de ani datorită uzurii, din toate punctele de vedere. Și acum, că practic așa e și mersul în viață, tragi, 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 ca după aia să-ți lingi rănile. Măcar vreau să înling rănile în bine. Cât de importantă crezi că este educația antreprenorială pentru tineri? Eu cred că și să înțelegi ce e o factură la timpul ei este un mare plus. Și să înțelegi cum să faci o plată online e un mare plus. Și să înțelegi ce înseamnă când angajezi un om și drepturi are omul ăla. Adică să înțelegi multe chestii de genul ăsta de administrare efectivă juridică a companiei. Că tu când ești GM trebuie să știi toate decât un pic. Da? Eu de aia, uite, în... Prima oară când am sărit, că am fost în Anglia 2-3 luni așa și am spălat vase la un restaurant. Și cât de mult a contat pentru mine experiența aia atunci, cât te știu eu. Deci eu n-am o zi de Horeca în mine. Adică să mă duc la școli, eu n-am școală de bucătar, școală de nimic, de management, eu n-am niciun fel de școală. Deci ai lucrat în Anglia pentru practica asta. Da, dar cred că sunt în top 5 branduri de restaurant, ca și încasări, ca și orice din România. Eu așa cred. Totuși, scuză-mă, aș zice tuturor copiilor să ducă la școală, să învețe. Eu și eu am luat capacitatea cu 8-98, adică o notă, am învățat, da? N-am terminat nicio facultate, nu sunt mândru de asta. Aș fi dorit vreodată ca cineva să mă întrebe măcar dacă ai terminat o facultate, nu m-a întrebat nimeni niciodată. Mie nu mi-a trebuit, eu mi-am făcut cărarea vieții încât întrebarea asta să nu mă afecteze, să nu mă deranjeze. Atâta tot. Cum îți dezvolți carisma? Cum ești? Ești un tip care monopolizează atenția. Cum reușești să faci asta? Da, nu știu. Cred că e semnul tata. Deci că e nativ. Eu nu mă chinui să fiu eu. Eu sunt eu și atât. Și totuși sunt un tip rușinos și introvertit câteodată. Dar când intru într-un element în care... Eu stau cu capul sus. Știi care e chestia? E o mândrie de sine în care eu chiar stau cu capul sus în fața oricui. Că eu știu ce fac. Fac un lucru curat, știu cât vând, știu că pun de la mine 2 lei când îi vând un om un kilogram de creveți. Adică eu știu ce fac în spate ca să pot să țin tot ceea ce țin. Am 300 de angajați și mie nu-mi place să zic că dau de mâncare la 300 de angajați, că ei muncesc pentru mine. Nu, am 300 de angajați. Eu nu o să folosesc niciodată. Că... În fine. Un sfat de business, dacă ar fi să... cumulezi toată experiența ta într-un sfat de business. Ce ai îndemnat pe cei care ne urmăresc? Pentru a ajunge la prosperitate. Păi eu am zis-o și adineauri. Este perseverență. Și când nu mai poți, trebuie să mai poți un pic. Da? Și când te doare, trebuie să uiți cât te doare și să dai înainte. Un lider niciodată nu are un target. Când a îndeplinit un target, imediat mai vine și celălalt. Adică un lider care are, domnule, gata, am făcut toți bravo până aici, după aia o să dea chestia asta de
de saturație tuturor lor de desubt. Nu există chestia asta, că ți-ai împământat compania. Adică no limit, chiar dacă sună, știi cum e, sună, bă, dar nu, voi ăștia, antreprenorii, nu vă mai săturați de bani și nu știu ce. Este parte, a nu te sătura, este parte din definiția ecuației a face business. Adică nu există businessman sătul. De a faci business pentru profit. Faci business pentru mai multe. Da? Faci business când te uiți la tine în oglindă să zici, de faci business pentru mai multe, da? Că ce să fac? Trebuie să dai înainte, faci business pentru evoluție, faci business pentru satisfacție. Eu nu fac business că mă uit la alții, pe mine nu mă interesează alții. Și cred că ăsta e un mare câștig a meu. Eu nu am făcut nicio prospectare de piață, de oraș, când m-am dus la Timișoara sau la Cluj, sau unde mă duc, nu-mi pas. Îi respect pe toți, dar eu nu mă uit la ei. Eu nu mă duc să trimit oameni pe meniuri, vezi cu cât vin de ăla, cu cât n-am ce treabă. Eu știu că am o rețetă atât de bună și corectă și n-am treabă. Adică dacă atât de bună și corectă, care pe mine mă mulțumește, nu știu cum e, în raport cu alții. Eu n-am treabă. Paul, îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și sper să ne revedem, că n-o să ai... Iată-mă că am vorbit eu mai mult ca tine, dar cred că așa intru în podcast. Păi, asta au fost. Mersi. Doamne, baftă.